Cartea doamnei Silvia Pintea, absolventă unei școli doctorale a universității noastre, deci doctor în istorie, este o carte care face parte din seria de lucrări editate de Institutul de Istorie Orală a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, lucrări care încearcă să sondeze memoria individuală și memoria colectivă din anii comunismului. În perioada comunistă, în România, au fost editate numeroase lucrări de istorie, însă acestea, cele mai multe, erau pur propagandistice la comanda puterii. După decembrie 1989, când a căzut regimul comunist, au apărut numeroase mărturii ale foștilor deținuți politici. Aceștia au prezentat o nouă istorie, o istorie care a fost cenzurată ani de zile. Foarte multă lume nu știa despre suferințele celor din închisori. Familiile acestor oameni, de asemenea, au suferit foarte mult, în sensul că li s-au confiscat proprietățile, nu erau lăsați să urmeze școli, nu au fost admiși la funcții publice. Dacă acești oameni care au spus un nu fățiș comunismului erau numiți în istoria oficială comunistă bandiți, sabotori, criminali, ei au dreptul la memorie. Această memorie reprezintă o pagină din istoria României. Lucrarea beneficiază de o fundamentare științifică de înalt standard, dar în egală măsură ea este și o carte, un manual de istorie destinat celor care n-au cunoscut epoca comunistă, cu toate opresiunile, cu toate persecuțiile la care acest popor a fost supus timp de mai multe decenii. Deci, după 1989, lucrând în radio și în televiziune, fiind istoric de profesie, am fost atrasă de mărturiile, de poveștile de viață ale foștilor deținuți politici. Aceste interviuri pe care le-am realizat timp de 20 de ani, m-am folosit de instrumentele istoriei orale. Am transcris aceste interviuri și le-am interpretat. Personalitățile respective reprezintă elita României interbelice. Deci au fost întemnițați demnitarii, profesori universitari, preoții, oameni simpli, toți cei care s-au opus comunismului. Dacă ar trebui să pomenesc niște nume, aș începe cu numele demnitarilor. Este vorba de Alexandru Lapedatu, Sebastian Bornemisa, Emil Hațeganu, Florian Ștefănescu Goangă, Iuliu Maniu. Aș vorbi apoi despre profesorii universitari, este vorba de Nicolae Mărgineanu, de preoți, Iuliu Hosu, Liviu Galaction Munteanu, Ioan Miclea și alții. Faptul că am cercetat ce se scria în aceste ziare mi-a folosit foarte mult, pentru că am văzut vehemența și ura cu care s-a instaurat regimul comunist în România. Puteai spune că n-au avut nicio șansă de scăpare. Noua generație de cititori sau de istorici se află în fața unui, dacă vreți, unei tensiuni etice. De ce? Pentru că o astfel de lucrare restituie oameni din trecut care formează sau aparțin unor destine exemplare. Eu am avut curajul înfruntării, confruntării și curajul sacrificiului și al martirajului. Noua generație, în afară de cultura contestației, trebuie să aibă cultura martirajului. Revoluția din decembrie 1989 din Cluj a fost un moment care a zguduit străvechea urbe de pe Someș. Am fost martor, am participat personal și atunci am fost uimită de coeziunea întregii populații, care era unită pentru a răsturna dictatura lui Ceaușescu. Stârnește cu siguranță interesul cititorului și prin subiect, dar și prin felul
în care această carte este scrisă. E o carte mult mai umană, pusă între ghilimele, o carte care se adresează deopotrivă specialiștilor și publicului larg. Am avut o datorie de onoare ca aceste mărturii să fie scrise și într-o carte pentru a fi cunoscute de cât mai multă lume.